Procurorii DIICOT au făcut în această dimineață mai multe percheziții în Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Timișoara, urmând ca 9 persoane să fie audiate astăzi la Târgu Jiu sub acuzația de trafic, dar și consum de cannabis. Persoanele aduse de mascați la audiere au refuzat să comenteze acuzațiile care li se aduc. Ce-ați făcut? Hai pe aici, pe aici, pe aici. Ați vândut droguri? Ați consumat? Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Gorj se ocupă de cercetări în acest caz. În total au fost efectuate 15 percheziții în 4 județe. Deocamdată nu au fost oferite detalii pentru a nu fi afectată ancheta, însă s-a precizat că este vorba despre trafic și consum de droguri pe raza județelor Gorj și Mehedinți.